numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Am dorit să mănânc acest Paște cu voi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Împreună cu preasfințitul nostru Aurel, vă spunem tuturor, bine ați venit, răspunzând la invitația și dorința lui Iisus, ca să trăim împreună cu El momentul alegerii noastre. Bine ați venit pentru a arăta încă o dată dorința de a rămâne cu El și de a purta Evanghelia sa la toate popoarele. Pentru a celebra cu rednicie ziua preoției noastre, ziua întâlnirii noastre cu Iisus cel viu, îi cerem iertare Lui pentru toate păcatele noastre, pentru toate lipsurile noastre, infidelitățile noastre, pentru ca astfel să putem să-i ascultăm cuvântul și să ne reînnoim făgăduințele noastre. Și spunem din inimă, mărturisesc Lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Oh.
viață. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care ai asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt, pe Fiul Tău unul născut și L-ai rânduit Mesia și Stăpân peste toate, dă-ne, te rugăm, harul ca noi cei făcuți părtași de aceeași consacrare să fim în lumea mărturisitori ai misterului răscumpărării. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea. De aceea, Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi și deschiderea porților celor închiși. Să vestesc un an de bunătate a Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, ca să-i mângâi pe cei mâhniți, să-i pun pe cei mâhniți din Sion, să ia diademă în loc de cenușă,
unde lemnul bucuriei în loc de jale, veșmânt de laudă în locul Duhului frânt. Voi vă veți numi preoți ai Domnului și vi se va zice slujitori ai Dumnezeului nostru. Le voi da răsplată în adevăr și voi încheia cu ei o alianță veșnică. Va fi cunoscută între neamuri descendența lor și între popoare urmașilor. Toți cei care îi vor vedea îi vor recunoaște. Aceștia sunt descendența pe care a binecuvântat-o Domnul. Cuvântul Domnului. Îndurările Domnului în veci le voi cânta. L-am aflat pe David slujitorul meu și l-am uns cu lemnul meu cel sfânt. Acestuia mâna mea îi va da stabilitate și brațul meu îi va da putere. Fidelitatea și bunătatea mea vor fi cu el și puterea lui va crește prin al meu nume. El îmi va spune, Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Har vouă și pace de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, primul născut dintre cei morți și principele regilor pământului. Celui care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său, Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că vine cu norii și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Își vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da, amin, eu sunt Alfa și Omega, spune Domnul Dumnezeu, Cel care este, care era și care vine, Atotputernicul. Cuvântul Domnului. Să le aduc vestea cea bună săracilor. Blessed be
să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, și a intrat în sinagogă după obiceiul lui, în zi de sâmbătă, și s-a ridicat ca să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia și, deschizând cartea, a găsit locul în care era scris: Duhul Domnului este asupra mea. Pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună. M-a trimis să proclam celor captive liberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți, să vestesc un an de bunăvoință al Domnului. Apoi, închizând cartea și dându-o înapoi slujitorului, s-a așezat. Ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți spre el. A început apoi să le vorbească: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre. Cuvântul Domnului. Hristos ne-a făcut împărăție și preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său. Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Preasfințite, dragi confrați într-o preoție, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși, uniți cu noi pe undele radioului Maria și al internetului, dragi frați și surori. Lecturile pe care le-am proclamat în cadrul acestei celebrări ne oferă posibilitatea de a ne apropia de Cel pe care Domnul Dumnezeu l-a ales și l-a uns să aducă săracilor vestea cea bună, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită și să le vestească celor închiși eliberarea, să-i mângâie pe cei întristați, să aducă alinare celor ce plâng în Sion și să le așeze pe cap o coroană împărătească, să le schimbe veșmântul de doliu cu un de lemnul bucuriei și să-i îmbrace cu haine de sărbătoare în locul disperării. Așa ne relatează profetul Isaia în prima lectură. Este clar, acest text îl are în vedere pe Cel ce trebuia să vină, pe Mesia, peste care va covori Duhul Sfânt ca să-i libereze pe cei închiși, iar pe cei robiți să-i învrednicească de bucuria eliberării și a mântuirii. Același lucru îl descoperim și în lectura a doua din Apocalipsul Sfântului Ioan, unde apostolul îl elogiază pe Hristos, martorul cel credincios, Domnul regilor pământului,
care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție de preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său, căreia să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Iisus însuși confirmă aceste profeții și aceste cuvinte în Evanghelia pe care am proclamat-o după Sfântul Evanghelist Luca. El declară în sinagoga din Nazaret că astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre. O declarație clară și definitivă. El este cel promis. El este marele preot, uns de Duhul Sfânt pentru eliberarea lumii din păcat și pentru mântuirea tuturor, pe care El trebuie să o ducă până la sfârșitul veacurilor. Aici intrăm și noi și aici intră toți cei aleși de El să se bucure de a fi printre predilecții Săi. Apocalipsul Sfântului Ioan am ascultat un adevăr impresionant, care ne asigură pe noi pentru ce ne-am adunat aici și pentru ce facem sărbătoare. El, Marele Preot, uns de Duhul Sfânt pentru eliberarea și mântuirea lumii, într-un plan misterios, ne-a ales și pe noi să fim unșii Săi pentru o preoție sacramentală. Așa a voit și a chemat pe apostolii Săi să fie cei care vor continua până la marginile pământului opera Sa de mântuire. Căci atunci când a venit ceasul pătimirilor Sale și al cinei celei de taină, Evanghelistul Luca ne spune că Iisus, așezându-se la masă cu ucenicii Săi, îi pregătește sufletește pentru cele ce urmau să se întâmple, chiar în acea seară, pentru hotărârea ce urma să o ia cu privire la ei și la misiunea lor în împărăția cea nouă, spunându-le într-o tainică mărturisire: cu dor am dorit să mănânc acest paște cu voi, căci nu-l voi mai mânca până nu se va împlini în împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă El a cerut apostolilor să fie pregătită masa tradițională de Paști, după obiceiul sărbătorii azimilor, gândul Său era altul. Pentru El era momentul special și clipa hotărâtă pentru un alt ospăț, pentru un alt miel. Un miel ce urma să fie jertfit și mâncat, pentru o altă trecere, o trecere de la moarte la viață, pentru un destin veșnic. El însuși era mielul cel nou ce urma să se dăruiască pentru salvarea lumii, alesul lui Dumnezeu și trimisul Tatălui. Într-un asemenea cadru nou, la acest nou ospăț, El spune: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul Meu. Luați și beți. Acest pătir este noua alianță în sângele Meu vărsat pentru voi. Faceți aceasta în amintirea Mea. În aceste cuvinte ale lui Iisus, relatate de Evanghelistul Luca, apostolul neamurilor, Sfântul Paul adaugă: căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potriva acesta, moartea Domnului e vestiți până când va veni. Evanghelistul Ioan face și el o precizare singulară, scoțând în evidență importanța momentului și o preciza și introduce gestul în care Iisus spală picioarele apostolilor înainte de a alege pentru o misiune cu totul specială și pentru încredințarea unui nou testament, testamentul Său de iubire, ca preoții și colaboratorii Săi să facă peșnică prezența Sa în lume. Toate acestea s-au petrecut înaintea patimilor Sale, lăsând ucenicilor și, desigur, tuturor celor ce urma darul iubirii Sale, memorialul jertfei Sale, pe care El însuși se oferă
prin care El însuși se oferă ca exemplu și victimă și lăsându-ne în același timp ca amintire veșnică mandatul cel nou. Faceți așa cum v-am arătat eu. Faceți aceasta în amintirea mea. Era ziua dăruirii, ziua Eucaristiei, act de supremă și definitivă preamărire, dar și ziua preoției și a testamentului nou al său de iubire. Cu mare bucurie ne aflăm acum în catedrala noastră, împreună episcop și preoți, pentru a marca actul instituirii noastre ca miniștrii săi, aleși unși pentru a perpetua în istorie preoția lui Hristos. Dar dumnezeiesc din care noi ne împărtășim fără nicio vrednicie noastră, ci doar dintr-un plan și mister de iubire oferit de El, marele preot al Noului Testament, descris așa de frumos în lecturile proclamate. Ne bucurăm și nu trebuie să uităm că la Roma Sfântul Părinte Papa Francisc stă în mijlocul tuturor preoților din centrul creștinătății, celebrând acest mister al întemeierii tainei preoției, urmând cu bucurie și fidelitate mandatul lui Iisus adresat apostolilor în sala de sus, în cenacul, unde au auzit, faceți aceasta în amintirea mea. Celebrați misterul morții și învierii mele până la sfârșitul lumii. De atunci și până astăzi, misterul morții și învierii sale continuă să aducă roade prin slujirea preoților. Chiar dacă în timp s-au adus noi adaptări și s-au stabilit norme noi liturgice, taina preoției și a Eucaristiei nu a încetat niciodată. Liturghia crismei stabilită de normele liturgice și pastorale în ziua de joi sau înaintea Triduumului Pascal, are de voința Bisericii și a Sfântului Părinte un rol aparte, un rol special, prin care se manifestă și se mărturisește unitatea preoției, a episcopilor și a celorlalți miniștri sacri, care sunt unși consacrați din voința preotului veșnic Hristos, prin Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul. Este firesc așadar ca în această zi, în cursul dimineții, să simțim prezența lui Hristos, care, ca și mare și unic preot, se oferă pe sine ca jertfă de ispășire, ne oferă darul trupului și sângelui său ca memorial al lucrării sale mântuitoare și ne alege să continuăm noi opera sa, lucrarea sa, până la sfârșitul lumii. Iată ce spun normele liturgice referitor la această liturghie. Această liturghie pe care episcopul o concelebrează cu preoții săi și în care se binecuvântează uleiurile sfinte, trebuie să fie o manifestare a comuniunii preoților cu episcopul lor. Se cuvine de aceea ca toți preoții, pe cât posibil, să participe la această liturghie și să primească Sfânta Împărtășanie chiar sub ambele specii. Pentru a semnifica unitatea preoților din dieceză, cei care concelebrează cu episcopul, e bine și trebuie să reprezinte diferitele părți ale diecezei. Suntem invitați să fim astăzi aici, să privim la Iisus, să-i ascultăm cuvintele, dar mai ales suntem astăzi invitați în cadrul acestei celebrări să auzim cuvintele de preamărire, de laudă și de mulțumire pe care Biserica ne le oferă acum, aici, în prefața liturghiei. Vă invit așadar, în acel moment, să dați mai multă atenție astăzi cuvintelor pe care le vom proclama. Sfințile voastre, în această zi ne vorbește Hristos, ne îmbrățișează și ne ascultă El, preotul cel mare al credinței noastre. Să ne bucurăm și să-L ascultăm.
El ne-a ales și are încredere în noi. El vrea să fim prietenii Săi, apostolii Săi, pe care îi trimite în lume. Tot în această zi, Sfântul Părinte Papa, cum am amintit, urmând exemplu predecesorilor Săi și mai ales pe cel al Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea, ne cheamă pe toți să nu uităm ziua alegerii și consacrării noastre, ziua comuniunii noastre sacerdotale, ziua reînnoirii iubirii și angajamentului nostru preoțesc în slujirea bisericii și a oamenilor. Iubiți frați și comprați preoți, ne bucurăm să fim astăzi aici uniți în spirit, iar de aici, din catedrala noastră, să fim uniți în acest moment cu Sfântul Părinte, care celebrează același mare mister al preoției cu tot clerul din Roma și de ce nu în întreaga lume. Vă exprim și eu, până cu episcopul nostru Aurel, prețuirea și recunoștința pentru care vă îmbrățișăm cu dragoste, strâns în jurul lui Iisus, marele nostru preot, aici, în cenacolul nostru, alături și în comuniune cu mine, nevrednicul Său slujitor. Încredințându-vă cu dragoste Maicii Domnului și ocrătirii fericitului nostru Anton Durcovici, vă îndemn într-un chip deosebit să ieșim cu toții mereu în întâmpinarea lui Iisus, dar mai ales anul acesta, în întâmpinarea Celui pe care Iisus îl trimite la noi, în întâmpinarea Sfântului Părinte Papa, care a ales să vină la noi și care ne cheamă să mergem împreună în împlinirea misiunii noastre de preot și slujitor. El, Iisus, păstorul nostru sufletesc, vine la noi. El îl trimite pe păstorul nostru pe care l-a ales să fie în fruntea bisericii, pe Sfântul Părinte. El va veni în curând la noi pentru a ne înflăcăra, să ducem mai departe flacăra credinței și darurile sfintei noastre preoției, să le ducem tuturor pentru a scrie și noi, slujitorii altarilor din dieceza noastră, noi pagini de credință pe aceste meleaguri, pline de istorie și de mărturii vrednice de Cel în care credem și pe care îl urmăm. Pe El, Hristos, marele preot, către care privim astăzi în chip deosebit și căruia îi mulțumim că ne-a ales, pe El, marturul credinței noastre, să-i spunem și noi astăzi în celebrarea Sfintei Liturghii, cinste și măreție în vecii vecilor. Amin. Și acum, fraților preiubiți, aniversând ziua în care Hristos Domnul i-a făcut părtași pe apostoli și împreună cu ei pe noi ne-a făcut părtași la preoția Sa, să ne unim împreună și să ne reînnoim păgăduințele noastre acum, în acest moment sfânt. Vreți să reînnoiți în fața episcopului vostru și a poporului sfânt al lui Dumnezeu păgăduințele făcute în ziua ai hirotonirii? Vrea. Vreți să trăiți mai uniți cu Iisus Domnul și să deveniți mai asemănători cu El, renunțând la voi înșivă și reînnoindu-vă hotărârea de a împlini pe obligațiile pe care din iubire față de Hristos
și din dorința de a vă dorui în slujba bisericii sale, le-ați asumat cu bucurie ziua rotonerii voastre. Vreți să fiți împărțitorii credincioși ai tainelor lui Dumnezeu prin celebrarea Sfintei Eucaristii și a celorlalte acțiuni liturgice, precum și prin împlinirea cu fidelitatea misterului misiunii de învățători, urmându-L pe Hristos, capul și păstorul nostru, nu de dragul bunurilor pământești, ci că le auzesc numai de zel pentru mântuirea sufletelor. Vreau. Iar voi, fiilor prea iubiți, rugați-vă pentru preoții voștri, pentru ca Domnul să reverse din belșug asupra lor darurile sale. Iar ei, rămânând slujitori credincioși ai lui Hristos, marele preot, să mă călăuzească la El, care este izvorul mântuirii. Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Rugați-vă și pentru mine, ca să rămân credincios misiunii apostolice care mi-a fost încredințată și să fiu între voi chipul viu și tot mai desăvârșit al lui Hristos, preotul, păstorul cel bun, învățătorul și slujitorul tuturor. Hristoase, auzi-ne! Hristoase, Dumnezeu să ne păstreze pe toți în iubirea Sa și să ne ducă pe toți, păstor și turmă, la viața veșnică. Amin. Și acum, fraților preiubiți, ne rugăm împreună. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru mântuirea noastră și aducându-se pe sine însuși ca jertfă a noului legământ, rămâne în veci marele preot al credinței noastre, unic mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Să ne apropiem de El cu credință și să-I prezentăm cererile noastre. Doamne Iisuse Hristoase, preot în viac, desăvârșește în sfințenie pe toți aceia cărora le-ai împărtășit darul slujirii preoțești și binecuvântează munca lor. Te rugăm, ascultă-ne! Inspiră-le celor rătăciți și păcătoși gând de convertire și dăruiește-le harul și pacea Ta prin dezlegarea preoțească. Te rugăm, ascultă-ne! Alină prin rugăciunea slujitorilor Tăi durerile celor bolnavi. Te rugăm, ascultă-ne! Primește munca și rugăciunile noastre împreună cu darurile sfinte pe care preoții le oferă la altar. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-i pe cât mai mulți la Sfânta Preoție, ca jertfa Ta să se înalțe neîntrerupt de pe toată fața Pământului. Te rugăm, ascultă-ne! Asistă-i prin preoții Tăi pe toți cei aflați în agonie, iar răposaților dăruiește-le odihna veșnică și bucuriile cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule preasfânt, Tu ai voit ca preoția lui Hristos să lucreze în lume prin ucenicii Lui. Ocrotește pe toți preoții bisericii și revasă prin ei asupra lumii întregi darurile și binecuvântările Tale, prin Hristos Domnul nostru. Carmen, te met concinentium. Ore Deum, sube Carmen, te met concinentium. Arbor fetal,
caluce, hoc sacrandum protuli, per toc prona presenturba, salvatoris seculi. Consegnare tu dignare rex perennis patrie, hoc olivum signum vivum, iura contra demonum. Festa nobis seculorum seculis, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul.
Te rugăm, Doamne, ca puterea acestei jertfe să îndepărteze cu bunătate din ființa noastră tot ce este vechi și să sporească în ea înnoirea vieții și harul spre mântuire prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ți, Doamne, Părinte Sfânt, tot puternic, veșnic Dumnezeu, Tu, un gândul, cu Duhul Sfânt pe Fiul Tău, unul născut, L-ai rânduit mare preot al noului și veșnicului legământ, și printr-o hotărâre negrăită, ai voit ca preoția lui unică să se perpetueze în biserică. Pe cel împodobește cu preoția împărătească poporul pe care și l-a domândit, dar îi și alege cu iubire frățească pe unii dintre oameni, ca prin impunerea mâinilor să-i facă părtași de sfânta lui slujire. Astfel a voit ca aceștia să reînnoiască numele Lui jertfă răscumpărării neamul omenesc, pregătindu-le fiilor tăi ospățul pascal, ca astfel să întâmpine cu iubire poporul tău prea sfânt și să-l hrănească cu pâinea cuvântului și a sfintelor tăi, dându-și viață pentru tine și pentru mântuirea fraților lor, să se străduiască să fie tot mai asemenea cu chipul lui Hristos și să-ți dea mărturie statornică de credință și de iubire. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu toți îngerii și sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos,
din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să venim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un frunos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Uleiul pentru bolnavi. Dumnezeule, Părinte, a toată mângâierea, care prin Fiul Tău ai binevoit să vindeci suferințele celor bolnavi, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră plină de credință. Te rugăm, trimite-L din cer pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, asupra acestui ulei, pe care ai binevoit să-L produci din pomul verde spre întărirea trupului, pentru ca prin binecuvântarea Ta sfântă să fie pentru toți cei care vor fi unși cu El o cotire pentru minte, trup și suflet, pentru a îndepărta toate durerile, toate slăbiciunile și toată suferința. Doamne, El să devină un de lemnul Tău sfânt,
fiind binecuvântat în noi, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milosibirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, peccata mundi. Ora nobis pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt. Thank you.
spune, sunt viața voastră, cine rămâne în mine aduce mult rod.
Să ne rugăm. Te rugăm cu milință, Dumnezeule atotputernic, care noi, de sfintele tale taine, să ne vrednicim a fi în lume, până mireasma lui Hristos, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Uleiul pentru catecumeni. Dumnezeule, sprijinul și apărarea poporului Tău, care ai hotărât ca uleiul să fie un semn al puterii Tale divine, binevoiește-a binecuvântat acest ulei, dăruiește tărie catecumenilor care vor fi unși cu el, pentru ca iluminați de înțelepciunea Ta să înțeleagă mai bine Evanghelia lui Hristos, susținuți de puterea Ta să împlinească cu generozitate datoriile vieții creștine, învredniciți să fie adoptivi, să aibă bucuria că au fost renăscuți și că trăiesc în biserica Ta, prin Hristos Domnul nostru. Sfânta Crismă. Fraților prea iubiți, să rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să binevoiască și să sfințească cu binecuvântarea Sa acest ulei amestecat cu balzam, pentru ca cei care vor primi ungerea cu el să primească și consacrarea interioară și să fie făcut spărtaș la misiunea lui Hristos, răscumpărătorul. Doamne, Tu ești izvorul vieții și întemeitorul sacramentelor. Îți mulțumim pentru nemărginita bunătate, căci în vechiul legământ ai arătat taina uleiului mântuitor, iar când s-a împlinit timpul, ai făcut ca această taină să strălucească în mod minunat în Fiul Tău prea iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău. După ce a mântuit neamul omenesc prin moartea și învierea Sa, a umplut biserica Ta cu Duhul Sfânt și în mod minunat a înzestrat-o cu daruri cerești, pentru ca prin ea să se împlinească lucrarea mântuirii în lume. Părinte Sfânt, prin taina Sfintei Crisme, Tu împarți oamenilor bogățiile harurilor Tale, pentru ca fiii Tăi, renăscuți prin apa botezului, să fie întăriți prin ungerea Duhului Sfânt și devenind asemenea lui Hristos, să participe la misiunea Lui de preot, profet și rege. Omnes. De aceea, Doamne, Te rugăm ca prin puterea harului Tău acest balzam și ulei să devină pentru noi sacramentul binecuvântării Tale. Revarsă cu dărnicia asupra fraților noștri care primesc această ungere, darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu luminii veșnice împodobește cu strălucirea Sfințeniei Tale locurile și obiectele însemnate prin ungerea cu acest sfânt ulei. Dar înainte de toate, prin taina ungerii cu acest ulei, dăruiește creștere bisericii Tale, până când va ajunge la acea desăvârșire în care Tu,
strălucind în lumina cea veșnică, vei fi toate în toți cu Iisus Hristos în Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Mulțumim Domnului, Tu Iisus Hristos, pentru că ne-a invitat ca să fim cu El acum în acest moment, că ne-a ales pe noi să fim slujitorii și trimișii Săi. Îi mulțumim și rugăm să rămână mereu cu noi, întreaga biserică și cu tot poporul nostru creștin. Vă mulțumim din inimă tuturor la Sfințiile și Sfințiile voastre, cei care ați binevoit să ajungeți și să viți astăzi aici, din întreaga dieceză sau din afara țării. Știm că sunt unii care au venit cu bucurie acasă. Vă mulțumim tuturor celor care ați binevoit să vă uniți cu noi la acest act de sărbătoare, de bucurie, că Iisus rămâne mereu în lume prin slujirea noastră a celor mici. Lui să-i fie slavă în veci de veci. Pe El să-L urmăm în zilele care urmează. Pe drumul cruci, moarte, dar mai ales pe El să-L preamărim la Sfânta Înviere. Vă dorim tuturor să aveți zile binecuvântate, iar la Sfânta Înviere, Lumina lui Hristos să umple inimile noastre, ale tuturor, ale voastre, dragi cucernici, părinți, slujitori ai altarelor. Adună asta tuturor, dragi credincioși, care celebrați cu bucurie moartea și învierea Domnului. Ne plecăm acum pentru a primi binecuvântarea cu care ne întoarcem să celebrăm mai departe misterul mântuirii noastre. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să-L binecuvânteze pe voia totputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Thank you.
așternut picioarelor tale. După rânduiala lui Melchisedec.